Bună ziua! În acest tutorial o să umblăm la această imprimantă Canon MP140. Este la fel și cu modelele 160 și 180 și așa mai departe, care dă o eroare. O să o pornim imediat. Ok. Prima oară o să-i scoatem cartușele. Așa. Scoatem cele două cartușe, le punem frumos într-o parte. Putem să închidem capacul, o oprim și îi scoatem cablul de la USB și cablul de alimentare. Mai departe, desfacem frumos capacul, declipsăm, are niște cleme mici aici. În cealaltă, scoatem capacul frontal. Așezăm piesele într-o parte pentru a putea fi curățate. Acum vedem că avem acces la șuruburile de prindere. Așa. Acum, capacele laterale se desfac frumos. Ok, unul și celălalt. Și o să ne mutăm la partea din spate, unde la fel avem aceste șuruburi. Desfacem și pe acestea. Ok. Desface capacul ușor. Aici avem circuitele. O să ajungem și acolo. Desfacem și în partea cealaltă. Facem și celălalt capac. Toate piesele le așezăm cu grijă într-o parte. O să le curățăm pe toate. Putem întoarce cu fața. Așa, acum nu mai ține nimic acest capac de la scanner. Cu ajutorul unei șurubelnițe desfacem frumos. Acestea sunt lipite și aici sunt două cleme. Tragem ușor de ele. Decuplează. Așa, aici avem un scoci să țină firele. Desfacem ușor. Avem aici un șurub pentru acest fir. Ok, desfac și pe acesta. Așa, mai avem un scoci aici. Desfacem frumos și pe acesta. Urmărim firele care la fel au o clemă mică aici. Se desface ușor. Și am terminat cu scannerul. Acesta este capacul superior unde se află scannerul. Așa. Și acesta este restul imprimantei. Putem să-i desfacem și capacul acesta, să avem acces, are aceste două șuruburi. Să declipseze ușor. Ok. Aici avem aceste două fire care sunt prinse cu acest șurub. Să facem și pe acesta. Ok. Și cam aceasta este imprimanta desfăcută. Acum o să curățăm și o să începem reansamblarea. Așa, pentru a curăța imprimanta, eu folosesc un șervețel umed. Curățăm ușor toate urmele de cerneală și de praf și
de orice. O ansamblăm tot la loc. Și acum ar trebui să meargă. Ok, acum am conectat-o la laptop. O pornim frumos și dăm printare. Și ar trebui să printeze fără erori. Da, totul în regulă. Vă mulțumim!